Un sportiv român ar putea reprezenta Canada la Jocurile Olimpice din 2016. Robert Stanescu a concurat pentru România la Beijing în 2008 și a terminat al șaptelea la inele. Acum românul vrea să reprezinte Canada la Olimpiadă, însă faptul că nu are cetățenie ar putea face acest lucru imposibil. It's just something that I have always done, and it's in my heart, it's in my mind all the time, and I can't give up. Robert Stănescu locuiește în Canada împreună cu soția și vrea să concureze la Jocurile Olimpice din 2016 pentru țara pe care el o numește acum acasă. Din nefericire, însă, faptul că nu are cetățenie ar putea să îl împiedice să facă acest lucru și a depus actele pentru primirea cetățeniei canadiene în ianuarie. I think I can do better, and I want to get a medal. That's my goal. And now, because Canada is my home, I want to compete for Canada. I'm afraid I'm not going to be Canadian citizen in time for the Olympics. Ruxandra, soția gimnastului, a aplicat pentru cetățenie în urmă cu 2 ani și nu a primit-o nici până acum. Avocații spun că accelerarea procedurilor în cazul lui Robert ar putea fi posibilă, dar foarte complicată. În 2008, Robert Stănescu a terminat pe locul 7 la Olimpiada de la Beijing, iar în 2009 a ratat podiumul de la campionatul mondial la doar o zecime de punct. Revenire cu emoții pentru cea mai